Salutare gamer de peste tot și bine v-am găsit la episodul 19 din Amnesia. Data trecută, de data asta, dacă vă aduceți voi bine aminte, fiindcă eu mi-aduc, am luat bucățile alea de glob magic din care o să scoatem, nu știu, niște iepuri sau broaște, habar n-am. Și am ieșit din Choir, un nume foarte coios, dacă, de fapt o denumire foarte coioasă, Choir, îți dai seama, wow, să-mi bag piciorul. Nave, ce dracu e asta? Adică știu ce e, dar ce e în engleză, că nu-mi dau seama, adică nu știu, în fine, ați înțeles voi. Bun, unde e pana mea, că nu văd. Ba da, am retrag cuvintele, am început să văd. Nu știu voi cât de bine vedeți, eu văd în timp ce joc. Wow, ești foarte frumos. Dă-mi voie să-ți dau un sărut. Mua, che bella. Bun. Dada, good to see you. Looks like you cleaned out the choir. Head for the transom and find the rest of the orb pieces. Orb pieces? Pă câte morți mamilor sunt? LOL. The remaining orb pieces can be found in the transept. Bine, dă-te în pula mea, mai timp mă duc să-mi iau uleiul. Da, ăla unde da, pe partea stângă, nu mai ține aminte. Bun, 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 tati, mamă, și cât am de urcat aici să-ți moară familia ta dacă nu ești milog. Tu ăsta care ai făcut jocul, ești foarte milog. Ia uși ce urlă ăla, frate, e penetrat pe la spate. Nu știu dacă ați auzit sunetul ăla. Bun, ia să vedem acum unde era chestia aia. Ce pula mea. Niciun caz aici. Asta nu se deschide. Bă, ce le știu, frate. Și aici parcă să zic eu că era o canistră de ulei, dacă mi-aduc bine aminte. Bingo! Altă viață, tati. Părem și noi mai șmecher, mai cu sânge în venă, dacă mă înțelegi. Și acum să ne ducem să ne facem treaba. Deci de acolo nu mai avem nevoie de nimic. Credeam că am ratat vreo piesă de glob sau ceva de genul, dar văd că le-am luat pe toate. Deci, pe la urmă, cretinul ăsta când vorbește nu spune numai prostii. Data trecută m-a enervat, de fapt nu data trecută, acum două episoade. M-ai enervat rău de tot. Rău, rău, rău. Capiți, da mă, divintaci în pula mea. Dar nu înțeleg de ce pula mea e aici chestia asta dacă... Mama dracu. Mă rog. Transept. What the fuck is this transept? Come on, faster, faster, please. God damn, nigga. How much more, Baron? How much more am I supposed to withstand? Kill me already! Kill me! This one, prepare him. Ce pula mea a fost aia? Ce pula mea se întâmplă, de ce are senzația asta de leșin? Sărăcie. Ce căcat se întâmplă cu chestia asta dacă dau așa că nu pot să-mi dau seama. Bun, și ce pizda, mă, că nu pot să înțeleg. Ai, frate, mă, lași unde era băgată, dă tempo, image nebun. Wow, frate, câte uși, de fapt. Bun, hai pe aici. Ia să mai stingem noi lanterna asta, că nu prea avem ulei.
Ce mama dracului? Ce dracu a fost aia? Uite-o că am văzut-o. Atât. Și aici ce pula mea e? The Rapist. Rahat, avem și violatori. Dă-te în boașele, mătii. Bun, hai să plecăm dracului de aici, că deja... mă trec ce cu fiori. Pe bune, mă, avem violatori. Fute-te, ară, câini în cur de sărăcie. Bun, și aici ce pizda, mă, si mai este. Bă, frate. The cradle is ready. Good. You're a man. How can you partake in this? Is he all right? He is one of the wicked. Don't pay his lies any attention. I'm not a bad man. It was an accident. He set a man on fire. It wasn't my fault. Why won't anyone listen? That's horrible. Of course. We are dealing with monsters here. Vai, voi țațelor, credeam că nu mai terminați în pana mea de discutat. Sper că nu mai sunt și altele, că deja m-am săturat. Whatever you want! Anything! I'll do anything! I'm innocent! În sfârșit. Și acum, desigur, pentru că eu, din fire, sunt o persoană foarte curioasă, o să urc și sus pe scara aia metalică să văd ce pizda mă sii acolo. Nu știu dacă e o idee atât de înțeleaptă, dar trebuie să încercăm. Let's see what... ce pana mea! N-am decât să merg așa pentru că se blochează. Da, nu știu dacă ați observat, dar la scări de genul ăsta se blochează, nu știu din ce cauză. Ce urât ești, muriți, armăta. Aici avem ceva, putem să o doborăm? Nu, nu putem. Mi-ar fi plăcut să fac pe pisica în momentul ăsta. Bun, avem un tinderbox. Rope, what the fuck do we need rope for? Ulei, tati, aia e bine, bă, băgați ai pula în măta. În sfârșit mi-ai dat ceva ce aveam nevoie. Și atât, asta e tot. Nimic important aici. Sărăciile dracului care sunteți voi. Că acum merge bine, n-am treabă cu... Bun, hai să ieșim în... bă, dar eu pe unde pula mea am venit? Pe aici, cred. If I remember correctly. Da, Nave, asta e. Hai să ne întoarcem la Agripa și să ne rezolvăm și această mică mare șmecherie de probleme. Da, bine, lasă că știu că ești mare și puternic. My fate is in your hands. Mă întrebare de ce aș vrea să fac asta, dar în fine, oameni buni, cam... Nu mă înțeleg eu deloc cu tine. În fine, bă, du-te în pizda, mă, tine. Bine, hai, termină de vorbit. Please, my fate is in your hands. Mă cac în soarta ta. No, bun. Oameni buni, cam asta e episodul de astăzi. Dacă v-a plăcut, știți care-i tacâmul. Un like, un share ca să vadă și prietenii voștri și
Nu uitați să vă abonați ca să nu pierdeți videoclipul următor. Dar până data viitoare, ciao!